Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Jocul Copilăriei mele. Încercam să creez un moment de nostalgie, dar nu mi-a ieșit. În fine, am cam filmat de prea multe ori episodul ăsta. Și nu mi-a ieșit. Dăm nitro. Pam! Aparent în jocul ăsta chiar trebuie să joci foarte dur. Și am aflat că fucking cutiile astea îți dau nitro dacă le distrugi. Și zburăm, bam! No. Bam! Și deja am nitro-ul full. Yay. Am aflat că pot să-mi iau mașini din mai multe clase. Bine, sunt destul de scumpe, dar arată bestial. Am găsit o mașină, doamne. Era genială. Să vă arăt după. Da, gen apocalipsa zombie. Chestii. Păi, în joc asta e cam logic, dacă stăm să ne gândim. Tot ce vezi în față, trebuie să te gândești că în mare parte poți să intri în el. Aproape în orice. Ce stau alea pe mașina mea? Ei, primule! Ce s-a întâmplat cu bucățile alea de lemn? Ăla se apropie de mine, da. O să... What the fuck? Ce-a făcut cigele? La fel ca și mine, nu? Nu, în sfârșit, și NPC-urile fac ca și mine. Deci nu mi-a dat nitro la faza aia. Aha. Aparent, dacă nu am nitro, o să fie cam greu. Cred că este asta așa, pam. Vreau cutii. Vă las să rețineți sinusul cu mine. El a fost frână, eu nu. Și asta a făcut diferența. Dar cred că aș da nitro-ul să mă ajungă, fac variu. Și eu, bucățile alea de lemn, încă un leple mai am. Dar gata, am scăpat de ele. Pune spatele meu, dacă nu o să dau nitro. Și s-a dus. Ce-ai făcut, bobiță? Te-ai dus, te-ai dus. Să colim garajul. Ei, cutii. Săritură.
știi, am reușit să ajungem în sus. Deci da, până acum primele două lepuri, cred că m-am descurcat destul de bine. Mi-am cam ținut poziția pe locul 1. Să văd ce se va întâmpla în continuare. Parcă nu mai am mult din levelul ăsta, cred, sper. Că aici e finalul, nu? Da. Și am reușit. Rafa, ca să nu fie ultimul rap. Primul loc, tom, tom, tom. Ok, suntem în deșert. Yay, în deșert. Ați auzit ceva, nu? Nu contează. Cred că asta va fi destul de grea. Am așa o presimțire. Și de ce tipul ăia au mai multă viteză decât mine? Iarăși mi-a frânat ăla în față. Deci nu mai văd nimic. Dacă am dat nitro-ul ca să ajung pe primul loc. Pentru că în spate nu e așa fain. Serios, mergem pe tevi. Lol. Deci asta îmi place la joc, să mereu improvizez chestii. Nu e doar circuit. Nu, merg pe toate zonele. Sunt pe aici. Wow! Credeam că trebuia să iau la dreapta. Nu știu de ce. E asfalt. Vedeți, pe asfalt nu mai aluneca așa tare. Dacă nu dădeam nitro acolo, poate tipul ar fi intrat mine și n-am vrut să risc. Mai văd că vine spatele meu. Pe care ceva planuri să-mi tragă una sau nu știu. Părea așa pe traseul lui, totuși un NPC. Cred că tunelul ăsta, serios. Băi, nu e corect. Prima chestie care mi se părea la început că o să pot să-l distrug și nu, am reușit. Și l-a luat foarte multă distanță în fața mea. Sau nu chiar.
Asaltul mi se pare mai ok pentru că ai mai multă tracțiune și nu aluneci așa ușor. Să las pe tip așa în fața mea. Oh, încă și într-o curbă așa ceva o să îl împing în afară. Sper să-mi reușească, că în jocul ăsta îl împing eu pe el, dar de fapt eu fac accidentul. Nu mers eu să iau pe aici, mai bine decât prin tunelul ăla. A, a intrat unde am intrat eu, ai văzut. Soarta. Pentru asfalt o să am nevoie de nitro, că iau viteza mai mare ca mea, cu tot speed-ul mai mare și să mă poată lua pe aici. O să iei și ultimul lap. Hei, finish-ul. Iuhu, locul 1, super tare. De două ori locul 1. Și ultima. Vezi, n-aveam nimic la best time, înseamnă că nu mi-am făcut încă. Să se încarce. Fac, iarăși în pădure. Nu, no, nu, no, nu e fain. Mie mi se pare că astea sunt hărțile din al doilea joc. What? Și cum? Eu apăs unul și nu se întâmplă nimic. Dacă dau resta la curs, să mergem? Băi, ci că unul. Băi, sincer, nu înțeleg. Ci că unul. Aha! What the fuck? Dar ce se întâmplă? Fuck you! Mai dau ultima dată restart dacă nu continui așa. Nu înțeleg! Băi, sincer, joc... Cursa asta mi se pare super nașpa. What? Am dat nitro-ul să nu mă prinde și pe mine. O vreau să fiu și eu prins. No, logic.
nu vreau să-mi se încarce, aparent dacă îmi dau nitro mai mi se încarcă abilitatea. Bă, ești nebun. Nu, dacă ai pierdut gen faza asta, nu mai câștigi cursa. De-aia trebuie să te menții mereu pe locul 1. Și nu mă prea interesează că am câștigat pe primele două, dar... Haide, mă, mi-ți încarc aia în spate. Te rog. Fucking lemne. De ce am ales drumul acesta? No, no. Băi. Că nu înțeleg că mi se activează chestiile astea. Am dat chestia și nu înțeleg ce s-a întâmplat, dar ok. Avea nevoie de aia care se aruncă. Crucibilul ăla care se aruncă. E un greu. Dacă încerc să păstrez multă distanță în față, nu mai mi-ar da ăla cu explozibil. Doar ca să-mi dea mină. Și ar fi ok. Plus level 2 din 3. Mai am timp în caz de ceva să recuperez. Vezi, prin zona aia m-au depășit. Cum era bunul C4? Haide, bă, dă-mi un C4, please. Sau dient, să cum ne... Știa aia. Băi! What the fuck? Ați văzut? Pe mine m-a distrus cu propria mea armă. What? Bine, pisturile astea sunt prea bune. Nici mie nu mi-a trecut prin cap să fac așa ceva. Dracu. Mi-aș trebui o mină de aia. Ca pe aici. Totuși, ăsta e ultimul lap, așa că trebuie să am foarte multă grijă. Mersi, prietene, pentru boost. Va finish-ul. Nu cred, nu cred. Wow! Serios, locul 1 non-stop. Yay. Oh my god, nu pot să cred, locul 1. Oameni buni, sincer, ziceți că n-au fost tare, merită un like. Yeah, skin.
Mai îmi dai? Slab, așa puțin. Deci mi-a deblocat chestia asta, nu? Noi am făcut asta, asta. Acum avem de făcut chestia asta, asta. Și arenele astea două. Și uitați să vă... Vreau să vă arăt și ce mașină... Ok, mi-am ieșit chestiile astea. Și vreau să vă arăt ceva epic. La... ăsta. Mașina asta, uitați-vă la ea. Ziceți, n-aia, nu știu ce. Uitați-vă la asta! Uitați-vă la monstrul ăsta. Dacă nu l-am deblocat, uitați-vă la el cât e de tare. Aici, nu știu ce mașini sunt. A, da, jeepuri de astea. Deci asta ar fi ok. Și aici la derby. Rablele noastre. În fine, da, și cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like. Abonați-vă. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!